Luca, capitolul 10, se află cea mai radicală pilda lui Isus, pilda samaritianului. Noi nu înțelegem astăzi radicalismul acestei pilde. Cât de revoluționar a fost, cât de șocant a fost exemplul lui Isus, pentru că ne-am obișnuit să ascultăm iarăși și și pilda samaritianului și facem aceeași concluzie, că e bine să-ți fie milă și să ajut pe cei nevoie. Însă, de fapt, pilda pe care a spus-o Isus a fost un șoc pentru ascultătorii săi și vom încerca să vedem de ce. Mai întâi, un învățător al legii s-a sculat să-i spitească pe Isus și a zis învățătorile ce să fac ca să moștrezi viața veșnică. De deci se pare că suntem aici la un fel de QA time, adică la un timp de întrebări și răspunsuri. Și răspunsuri. Isus dă o anumită învățătură și un învățător se scoală și pune o întrebare. Scopul întrebării era să arate că Isus nu este acel învățător admirat de toată lumea, pentru că, de fapt, nu are răspunsuri la toate întrebările și că e mai bine ca oamenii să aibă încredere în ei, în învățătorii legii, în preoți, în cei care reprezentau elita spirituală și socială a națiunii. Pentru că Isus este văzut cumva ca cineva care clatină barca, care tulbură apele și într-un fel sau altul trebuie să se distrugă credibilitatea. Așa că Isus întreabă ce este scris în lege, cum citești în ea. Trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Isus nu a susținut mântuirea prin lege. De fapt, Isus a susținut abolirea legii iudaice. Altfel nu răstigneau și mânia, nu numai a preoților, dar și a poporului, împotriva lui Isus când au signește răsignește a plecat de la faptul că le distrugea niște certitudini. Ne place să avem certitudini și ne place ca să credem că știm ce avem de făcut pentru viața asta și pentru viața viitoare. Sunt câteva lucruri pe care le-am învățat la biserică sau în familie, știm că acestea sunt sigure și dacă cineva le trage preșul de sub picioare, reacționăm urât. Așadar, Isus nu atacă iudaismul aici, din afară, ci din lăuntru. El știe că învățătorul legii vrea să-l ispitească. Dacă n-ar fi să-l ispitească, dacă ar fi fost o întrebare sinceră, Iisus ar fi răspuns altfel. Dar pentru că acest învățător încerca să arate că Iisus este un eretic, Iisus i-a răspuns ce este scris în lege, cum citește în ea. Cu alte cuvinte, l-a trimis la lege, la tor. Când spunem lege, noi ne gândim la cele 10 porunci. Dar, de fapt, este, reprezintă toate cele 5 cărți ale lui Moise. Și cele 10 porunci reprezintă în cărțile lui Moise ceea ce Constituția este într-un sistem de legea unei națiuni. Însă, interesant, să se întreabă ce este scris și cum citești. Isus mai întâi ne arată aici un lucru foarte important. Că există totdeauna o diferență între ce este scris și cum citești. Adică, autorul a intenționat să spună ceva. Însă, noi când citim, suntem influențați de conjunctura în care trăim. Au trecut timp de când autorul biblic a scris ce a scris. Vremurile s-au schimbat. Am ascultat predici, am citit cărți, am avut experiențele noastre, am avut frământările și căutările noastre, am tras concluziile noastre. Așa că ceea ce citim este diferit de ceea ce scrie. Și ceea ce citește unul nu este ceea ce citește altul. Așa că ce contează aici nu este numai textul scris și felul cum îl interpretăm. Și asta este o problemă foarte importantă. Cum interpretezi Scriptura? Asta îl întreabă pe Isus. Asta scrie în lege, toată lumea știe. Cunoaște litera legii. Dar legea se interpretează. Biblia se interpretează, totul se interpretează. Și atunci, întrebarea este, care sunt criteriile dale de interpretare? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproape tău ca pe tine însuți. Bine, ai răspuns, a zis Iisus, fa așa și vei avea viața veșnică. Deci omul acesta este un teolog liberal. Ce este un teolog liberal? Diferența între liberalism și conservatorism în teologie. Nu constă în uh, aceea că liberalul este mai lax în uh, morala lui personală sau în obiceiuri. Asta e o concepție greșită. Diferența între conservator și liberal este uh, aceea că, de obicei, conservatorul pleacă de la text și încearcă să ia textul așa cum este scris. Așa cum fac foarte mulți uh, creștini în timpul nostru, ei iau litera Bibliei, sunt literaliști. Vor să facă exact cum spune în Biblie. Însă, învățătorul legii este un liberal. Adică el interpretează. Spune, da, am citit și cele 10 porunci, am citit și celelalte cărți ale lui Mozii și am ajuns la o concluzie. În ultima instanță, ideea este să iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu toată inima, cu tot cugetul și pe aproapele tot ca pe tine însuți. Lasă să reduce legea și prorocii. Mulți cred că Isus este cel care a formulat prima oară această maximă. Toată legea constă în a iubi pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproape tău ca pe tine însuți. Dar această maximă nu vine de la Isus de fapt. Circula în teologia ta iudaică, între farisei mai ales. Farisei erau mai liberali decât saduchei. Saduchei erau conservatori, țineau strict la literă. Farisei o interpretau, erau teologi, să zic așa. Și școala liberală de farisei, pentru că era una conservatoare care zicea să dai decime din izmă, mărar, chimen, să mă rog, strecurau și înghițeau că să zic așa. Adică făceau toate mărunțișurile și lăsau nefăcute lucrurile cele mai importante de lege, mila, dreptatea și credincioșia. Teologii liberali, din potrivă, spuneau principalul este să iubești. În creștinism există astăzi o controversă asemănătoare. Mulți creștini consideră că a fi un bun creștin înseamnă a fi un literalist. Și chiar dacă nu ține Vechiul Testament, sunt destul de reguli și Noul Testament. Și trebuie să aplicăm la literă toate aceste reguli. Alții spun, degeaba le aplici și nu iubești pe aproapele tău, pentru că în ultima instanță iubirea de aproapele este testul iubirii față de Dumnezeu. Iubirea față de Dumnezeu este motorul care pune în mișcare iubirea față de aproapele. Dacă vreți, viața creștinului, ca și a unui iudeu din această școală liberală din care făcea parte învățătorul legii, nu este un cerc, o orbită circulară care gravitează în jurul lui Dumnezeu. Este o elipsă. Adică, cred că toți știm de la geometrie ce este o elipsă o elipsă are uh, două centre, doi poli, două focare. Este o elipsă care uh, gravitează în jurul iubirii față de Dumnezeu și iubirii față de aproapele. Așa cum știți, Pământul nu face o, o orbită circulară în jurul Soarelui, ci, ci o elipsă. La fel, toate corpurile din sistemul solar fac o elipsă în jurul Soarelui. Dar interesant că Soarele, are, care se află la un focar, este forța care ține în mișcare Planeta pe orbită. Așa că atunci când planeta ajunge la afelium, adică la uh, extrema distanței față de Soare, uh, uh, de fapt ajunge acolo datorită faptului că Soarele o atrage tot timpul și inerția face să se rotească pe această erbită eliptică. La fel, uh, iubirea față de Dumnezeu este cea care ne atrage, care pune în mișcare viața noastră pe această orbită care are două focare. Una este iubirea față de Dumnezeu și alta iubirea față de aproapele. Și ca tare, dacă iubim pe aproapele, înseamnă că iubim pe Dumnezeu. Dacă nu iubim pe Dumnezeu, nu l-am putea iubi pe aproapele în mod, în mod, în mod neinfluențat. Adică a iubi aproape ca pe tine însuți. Însemnează să te iubești pe tine însuți în primul rând, așa cum uh, se iubește pe sine cineva, uh, a cărui viață este mișcată de impulsul care vine de la Dumnezeu. Și ca atare a iubit pe aproape pro ca pe tine însuți, însemnează a urmări interesele lui cele mai înalte. Nu este o iubire sentimentală, uh, o, o iubire care uh, satisface capricii de moment, în același timp este o iubire care ține cont de interesele reale și de simțămintele și de punctele vulnerabile ale aproape lui. Bine ai răspuns, deci s a spus, ai răspuns bine. Aceasta este adevărata interpretare a legii. Dacă faci asta, înseamnă că ți toată legea. Cum adică ți toată legea? Hai să iau un exemplu, păzirea sabatului. Unii creștini păzesc duminica ca sabat, alții păzesc sâmbătă. Nu vreau să fac aici o controversă cu privire la adevărata zi de odihnă. Vreau să spun că cineva care păzește sabatul, indiferent dacă păzește duminica sau sâmbăta, deci pune o zi de, o parte pentru închinare și pentru odihnă și recreație, nu câștigă prin asta un merit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va judeca niciodată, pentru că nu l-a păzit, nici nu îl va răspăti pentru că l-a păzit. Dumnezeu îl va răspăti pentru că și-a iubit aproapele, și îl va judeca fiindcă a făcut rău aproape lui. Însă mersul la biserică în sabat poate fi o școală, poate fi o inspirație ca să iubești și să slujești aproapele sau poate fi o pierdere de timp, un exercițiu în entertainment. Așa cum fac cei mai mulți creștini, merg și le place să asculte muzică, să asculte o predică, să se mai întâlnească cu prietenii. Și din cauza aceasta, legea se reduce, la două porugi. pentru că în ultima instanță toate celelalte sunt accesorii. Încearcă să te ajute să iubești pe aproapele și să îl cunoști pe Dumnezeu. A iubi pe Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște pe Hristos. A-L cunoaște pe Hristos înseamnă a învăța să iubești. Și asta se manifestă în relația cu aproapele. Dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Ce însemnează că cineva vrea să se îndreptățească? Aici este problema. Poți să înțelegi esența legii care este iubirea față de aproapele și față de Dumnezeu. Iubirea față de Dumnezeu se manifestă în cunoașterea și urmarea lui Isus, nu într-un elan mistic, ceva transcendental, mă rog, așa și așa mai departe, nu. Dumnezeu se descoperă în Isus. Nu există alt mijloc de a cunoaște pe Dumnezeu decât acela de a -l cunoaște pe Isus și nu-L poți iubi pe Dumnezeu dacă nu-L cunoști pe Isus. Și iubirea față de Isus și cuno sau cunoașterea lui Isus se dovedește, așa cum am spus, în iubirea față de aproapele. Însă, legea nu este dată ca să ne îndreptățim pe noi înșine. Adică, ce înseamnă să te îndreptățești? Să o asculți ca să arăți drept. Cui vrei să arăți că ești drept? Și lui Dumnezeu și semenilor. Cele două nu se, nu se, nu se despart. Dacă vrei să arăți Lui Dumnezeu că ești drept, vrei să arăți și semnul cât ești tu de drept. Vrei să arăți că ești de Sfânt să fie apreciat pentru dreptatea ta. Aici este o capcană. În același timp vrei să împrezurești și pe Dumnezeu cu dreptatea ta, cu sfințirea ta, cu ceea ce faci tu. Și uh, iubirea față de aproapele sau împlinirea sau legii, în adevăratul sens al cuvântului, nu are ca scop ca cineva să se îndreptățească. Atunci care este scopul? Scopul este să slujești. Asta este ideea. Nu te interesează să fii răspătit de Dumnezeu pentru ascultarea de lege, nici să fii, nici nu ești motivat de teama că Dumnezeu te va pedepsi pentru călcarea legii. Ci singurul motiv este acela că tu iubești pe aproapele uitând de mântuire. Uite de ce zice Dumnezeu. Asta este problema. Tu iubești pe aproape pentru că este aproape tău. Nu ai niciun fel de interes în, în privința aceasta. Nu o faci ca să ajungi în cer. De ce? Dacă îl iubești pe aproape tău ca să ajungi în cer, atunci, de fapt, nu îl iubești. Îl folosești ca un mijloc de a ajunge în cer. Cu mulți ani în urmă, făceam lucrare de stradă. Cu oamenii fără adăpost și cu multe probleme sociale, și uh, mulți dintre ei îmi spuneau: Devenisem bun prieten cu mulți dintre ei, ne întâlneam în timpul săptămânii la McDonald's, uh, pentru că acolo mergeau ei și mâncau, și din dragoste de față de ei, deși ei sunt împotriva la fast food, uh, mâncam fast food împreună cu ei, fiindcă iubeam. Și îmi povesteau de multe ori, ă, sunt de la masă cu mine, experiența lor pe stradă și spuneau foarte multe biserici vin să ne dea de mâncare, dar nu le impresionează. Pentru că știm de ce o fac. Fac ca să facă lucrare. Fac ca să câștige un merit înaintea lui Dumnezeu. Fac ca să aibă o activitate. Există și foarte multe fundații, n-am profizice, spuneau ei, care ne ajută. Și de ce ne ajută? Ca să primească sponsorări. Nu le pasă de noi, de fapt. Însă, mi-au spus ei și mă bucur că au apreciat acest lucru, văd că ție e pasă și din cauza asta vorbesc cu tine deschis. Noi profităm de multe ori de aceste biserici și de aceste organizații pentru că și ei profită de noi. Este un mod de a-l ajuta pe aproapele, că îl faci pentru tine. Și atunci când îl, îl ajungi pe aproapele tău ca să câștigi viața veșnică, sau a celorlalți, atunci tu, de fapt, nu o faci pentru aproape, o faci pentru tine. Nu, -ți iubești, nu iubești pe aproape ca pe tine însuți. Tu iubești doar pe tine. Viața ta gravitează în jurul tău. Tu ești centrul uh, uh, universului tău. Uh, Dumnezeu este doar o iluzie aici. Dumnezeu este tot un mijloc, un instrument pe care îl folosești ca să-ți asculte rugăciunile, să te vindece, să te ajute, să-ți dea bani. Și ca că pe Dumnezeu îl cu petiții, cu rugăciuni, cu laudă și eventual cu o facere de bine. Asta înseamnă să te îndreptățești. Și pentru a se îndreptăți, fariseul îi pune întrebarea și cine este aproapele meu? De ce pune el tocmai această întrebare? Vom vedea data viitoare. Pe atunci vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere!